Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă vă întrebați cum mai merge cu austeritatea, cum mai merge cu austeritatea? Să știți că avem vești bune, merge foarte bine. La guvern mai apar 50 de posturi cu salarizare între 1200-2600 de euro. Ia uzi, Luca. Pe lună. Și plus niște sporuri de 30%, cum ar fi să fie, plus restul lucrurilor care sunt neplăcute acolo. Trebuie să te duci din când în când, trebuie să te și duci. Deci așa tăiere de cheltuieli, mai zic și eu. Așa se taie cheltuielile, frate, corect. Nu cum credeam noi, în sensul că nu mai iei bani. Nu, dimpotrivă. Domnul Ciolacu a inventat și guvernul României a inventat austeritatea cu înființare de posturi și cu salarii mari. Așa austeritate, nene, se vede. Se înființează, deci, Centrul de Excelență pentru Administrația Publică în domeniul dezvoltării durabile. Sună ca dracu. Ce înseamnă asta? Adică ce înseamnă? Nici nu reușești să înțelegi. Centrul de Excelență pentru Administrația Publică în domeniul dezvoltării durabile. Mi se pare că astea sticluite de niște minți luminate. Da. Tocmai că aruncă omul în confuzie și el zice, bă, dacă de excelență... Să știți că mie mi se pare că asta este doar o deschidere. Pentru că este Centrul de Excelență pentru Administrația Publică într-un domeniu. Domeniul dezvoltării durabile. Dar pot să mai vină și alte domenii. Câte domenii putem să găsim dacă e să aplicăm austeritatea cu adevărat? Centrul va avea, deci, ca orice centru serios, propriul parc auto, un buget de 11,7 milioane de lei pentru primul an de funcționare. Salariile celor 50 de excelenți deosebiți vor porni de la 6.000 de lei, media este de peste 8.000 de lei, salariul ajunge la 13.000 de lei pentru directorul general al centrului de excelență. Cu excelenți. Scrie publicația profit.ro, care a investigat subiectul. Angajații o să primească sporuri, bonusuri, indemnizații de hrană, indemnizații de vacanță, de până la 30% din salariul de bază. Nu știu dacă bonusul de ochelari intră tot în ăștia 30%. Da, se dă, că e obligatoriu. Bașca, da. Totul e luat de la zero, fiind o instituție nouă, se fac investiții frumoase, adică pentru angajați se cumpără și scaune și birouri, evident. Birourile individuale pentru cei 4 șefi, centru are 4 șefi, da. Vor costa câte 3.000 de lei fiecare. Fiecare ce? Fiecare birou. Birou fizic. Lemn, da. Subțire. S-a scumpit. Eu v-am zis că e 3.000 de lei patul, dar era 1.600 anul trecut. Cu scaune individuale, da. Conducere. De 1700 de lei fiecare. Cred că de asta avem și noi scaune individuale cu conducere. Au început să scârție cam repede. Nu ai de 1700, de aia spârie așa. Astea sunt, da, și astea sunt pe bani privați aici. Astea... Noi nu înțelegem austeritatea corect. De aia exact. Scaune de astea care se strâmbă și se rup. Angajații vor avea birouri de numai 1500 de lei fiecare. Și scaune de birou de 500 de lei. Mamă, și-au văzut șoc de ei. Da, deci cred că trebuie să mergi cât mai puțin la centru de excelență. Trebuie un sport de ceva la banii ăștia. Scaune pliante. Această structură se va afla în subordinea guvernului și în coordonarea departamentului pentru dezvoltare durabilă. Dacă nu știați, există acest departament care este condus de liderul UDMR, fost ministru Laszlo Borbély. Eu regelt la ora asta. Asta în cazul în care credeți că UDMR nu mai este la guvernare. Doar pentru primul an de funcționare, salariile pentru cei 50 de excelenți vor costa 7 milioane de lei. Deci, cum spuneam, asta este austeritatea care ne place și nouă, dacă ești angajat la stat. Mă întreb, băi, ia mă să ne angajeze pe toți. Nu poți să ne angajeze pe tot statul român? Adevărat, și nu angajeze vorba lui Conu Leonida. Dar care este treaba statului, domne? Să dea lefuri, să dea leafă la toată lumea. De ce numai unii să fie angajați la stat în țara? Să ne angajeze pe toți la stat și să avem cu toții sporuri de 30%, salarii de 13.000 de lei, birouri de la stat, mașini de la stat, toate astea, care vouchere de vacanță de la stat, nu? De ochelari. De ochelari. Ai grijă ce-ți dorești. Da. Între timp, ca să închei cu asta, datoria administrației publice, adică datoria guvernamentală, a urcat la 852 de miliarde de lei și astfel a depășit 52% din produsul intern brut. Acum este 52,1% din produsul intern brut. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.